Cerpi, șopârlă, iepuri și păsări din specii rare. Acestea reprezintă o parte din inedita expoziție de animale la care sălășenii sunt așteptați la acest sfârșit de săptămână. Locuitorii municipiului Zalău, dar în special copiii, sunt invitați zilele acestea la Colegiul Tehnic Alexandru Papui Ilarian, unde are loc expoziție de animale vii. Evenimentul este organizat de Asociația Crescătorilor de Păsări de Curte, Ornament și Animale Mici de Rasă Sălaj și oferă vizitatorilor posibilitatea de a vedea și atinge rase de găini, rațe, papagali, iepuri, șerpi și chiar și tarantule. Suntem bucuroși că am reușit să mai facem încă o expoziție în orașul Zalău și asta datorită sprijinului primăriei și al liceului API din Zalău, care ne-a oferit spațiul. În expoziție am reușit să adunăm foarte multe rase de iepuri și păsări. Avem invitații din alte județe, precum Clujul, Marghita, Satu Mare. Avem de această dată și foarte multe păsări ornamentale, păuni, cât și păsări exotice și animăluțe exotice pe care le-am adus cu mult drag pentru copiii din județul nostru. Rugăm părinții să vină cu copiii dacă vor să atingă animalele exotice, pentru că pentru unii este o experiență unică, vor învăța la școală și cu siguranță își vor aminti și vor învăța și lecția mai cu drag. Am organizat o expoziție pentru ca să expunem păsările de rasă care le creștem în crescătoriile noastre. Avem foarte multe păsări de rase, am încercat să le grupăm pe grupe, avem găini rase grele, semigrele, rase ușoare și rase de ornament, pitice. Și avem mai multe rase de fazani, avem rațe mandarine, caroline, rațe leșești, avem păuni, porumbei, avem turturele diamant, care este cel mai mic porumbel din lume. Iepuri, avem 138 de iepuri, găini avem în jur de vreo 60 de găini, porumbei cam vreo 60 de porumbei, avem fazani din 3 rase, vreo 12, avem rațe, vreo 15 rațe, pe un, 2, avem exotice, foarte multe papagali, avem porcușori, avem arici, deci sunt foarte multe exponate. Această expoziție oferă posibilitatea celor mici de a vedea pe viu animalele pe care, din păcate, unii le văd doar la televizor sau în cărți. Astăzi, peste 300 de copii, școlari și preșcolari, au trecut pragul instituției școlare și au admirat exponatele expuse. Ce animal ți-a plăcut cel mai mult astăzi? Mie mi-a plăcut iepurașii. Arice și tarantula l-ai văzut? Da. Și nu ți-a fost frică de ei? Nu. Pe ce ai pus mâna? Pe șarpe, pe iepurași. Iepurașii. Și nu ți-a fost frică de tarantule sau de șerpi? Nu. Pe ce ai pus mâna astăzi? Pe iepurași. Iepurași. Ai văzut și aricii și șopârlele? Da. Și nu ți-a fost frică? Nu. Foarte curajoasă. N-am văzut aricii. Uite acolo în spate, unul alb. De ce ți-a plăcut cel mai mult? Iepurii. Și nu ți-a fost frică de nimic? Asociația Crescătorilor de Păsări de Curte, Ornament și Animale Mici de Rasă așteaptă vizitatorii vineri între orele 9 și 20, sâmbătă expoziție și târg între orele 9 și 20 și duminică ultima zi de expoziție între orele 9 și 14.